Inspectorii de muncă din Buzău au efectuat anul trecut sute de controle care au vizat munca la negru și condițiile în care lucrează personalul. Ei au descoperit la unele firme sute de persoane care munceau fără forme legale. Număr de persoane depistate fără contract de muncă, 580. Număr de persoane depistate fără forme legale, 186. La alte firme, salariații nu se regăseau în registrul de evidență, așa cum prevede legea. Număr de persoane depistate a căror contracte de muncă nu au fost regăsite în registrul de evidență, 216. Număr de persoane a căror contractele de muncă nu au fost înregistrate în termen legal, 178. Sancțiunile pentru munca la negru nu sunt tocmai floare la ureche. Anul trecut au fost aplicate amenzi în cuantum de 630.000 de lei. Cele mai multe și mai consistente sancțiuni au fost aplicate firmelor din construcții, confecții, agricultură, dar și transporturi.